Bună ziua! Astăzi vă voi prezenta un semn de carte colț de realizat cu elevii în luna decembrie. Acest semn de carte sau colț poate fi folosit și pentru protecție, pentru protecția colțurilor, caietelor, pentru a nu se îndoi. Avem nevoie de carioci, lipici, foarfecă, sticăre, hârtie colorată verde și maro. Colțul nostru, semn de carte, va fi realizat în tehnica origami. Dintr-o coală A4 vom obține un pătrat. Îndoim dintr-un colț, pliem cu ajutorul foarfecii, detașăm partea de care nu avem nevoie pentru a obține pătratul. Am obținut un pătrat, îl vom îndoi pe o diagonală, obținem un triunghi, îl așezăm cu vârful în sus, îl deschidem și de o parte tragem în jos până la mijlocul laturii triunghiului. Pliem pe urmă, vom lua colțurile, le vom îndoi până în vârf. Nu este neapărat necesar să facem aceste etape. De asemenea, putem duce colțurile în sus, până în vârful triunghiului. Avem grijă să pliem bine, să nu suprapunem. Această pliere ne va ajuta să ascundem mai bine aceste colțuri, dar nu este neapărat necesar. Pot să trag de vârful triunghiului până în mijloc, după care pot deschide și pur și simplu încerc să ascund. Dacă nu îndoiam aici, mi-ar fi fost mai greu. Încerc să ascund în interior colțurile, am grijă să duc până în vârf. Același lucru îl fac și cu partea cealaltă. Am grijă să mă duc până în vârf și să ascund foarte bine înăuntru. După ce am obținut, am făcut acest lucru, pliez foarte bine. Dacă am la dispoziție un carton, va fi un pic mai greu și am obținut un brăduț. Nu este gata. Va trebui cu o foarfecă foarte bună să tai cât mai adânc prima linie. Și astfel vin un V în interior. Următorul îl fac un pic mai mic. Următorul și mai mic. Voi obține astfel un brăduț. Dacă coala este mai mică, voi obține un brad mai mic. Tulpina o pot lipi pe exterior sau în interior, unde doriți. Dacă vine în exterior, o punem aici. Dacă o lipesc în interior, o să o ascund un pic. Acesta va fi brăduțul meu. E o tulpină un pic înclinată, brăduțul e bătut de vânt. Urmează, după ce l-am tăiat, să-l decorez. Pot să-l decorez cu
cu sticăre diverse, bomboane. Eu am ales pentru astăzi fructe și smiley. Am pus o steluță în mijloc, dar poate fi un brăduț decorat cu orice sticăre în funcție de preferințele copilașilor. Perfect pentru astăzi. Să vedem cum stă semnul nostru de carte într-o carte. Putem să-l punem pe o filă sau pe mai multe. Deschid. Am pus chiar foarte multe aici. Și va arăta astfel. De asemenea, dacă l-aș folosi în caiet, îl pun în partea de jos a caietului. Tulpina poate fi mult mai mică sau deloc. Mulțumesc! Pe data viitoare!